Ei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de SAM, fraților. Da, băieți, am aplicat din nou în School Instructors. Da, mă rog, am aplicat din nou în School Instructors. Băi, facțiunea la care mai știu regulamentul, cât de cât, o să-l mai învăț pe parcurs. De mai știu, e singura pentru că am fost în ea pe Bizon și... Da, știți că eu n-am jucat foarte, foarte mult pe Bizon, adică am jucat mai de mult. Și când zic mai de mult, zic mai de mult. Adică am un cont de prin 2012, ok, nu contează și vreau să vă zic, nu, cea mai tare chestie care mi se putea întâmpla, wow. Și vreau să vă zic că am reaplicat în School Instructors pentru că n-aveam chef să învăț. Plus că vreau să vă zic că e un leader nab la SFPD. Zic asta pentru că nu o să mai aplic în viața mea după ce mi-a scris acolo. Deci eu cu level 20, da? Și am scris acolo destul de multe chestii care erau utile și care erau ok acolo. Dar nu mai zic nimic, e 4 dimineața, mor de oboseală, o să mă culc după asta. Și mi-a dat reject pentru, cu motivul, nu ai experiență în departamente, frate. Și l-a acceptat pe un rahat care tot postau să vă arăt câteva poze. Nu știu. Nu pot acum că când intru în SAM mi se dezactivează aero-ul de la Windows și Shadow Play-ul filmează doar cu aero, cu aero activat. Și o să mi se oprească filmarea, dar o să vă arăt niște poze, probabil nu știu, episodele următoare, o să vă arăt niște poze în care tipul ăla care a fost acceptat tot posta anunțuri cu cine vrea să fie iubit. Nu, nu, nu. Să nu știu exact cum a zis, frate. Oricum, niște aduri puse la Caterinca, practic, și asta m-a deranjat pentru că accepta asemenea persoane, plus că avea level 15. Și nu mă acceptă pe mine care am și facțiune precedentă, am și, adică și serios, zic eu. Având în vedere că am luat un FV pentru înjurături, că l-am înjurat pe un polițist de l-am rupt și având în vedere că era, am ajuns cu un minut întârziere la ședință în SFSI pentru că era ziua lui fratele meu și am uitat de ședință. Nu contează, ok? Am fost activ, am fost tot. Am apucat acum nici o săptămână și deja am câte ore? 362, deci am jucat 60 de ore în 6 zile, am jucat 10 ore pe zi, frate, ba nu, 7 zile, 60, nu contează, am jucat, frate, 8 ore pe zi și nu mă acceptă, n-ai experiență în departamente, păi, nu mai zic nimica, îl las în treaba lui. Alin, dacă te uiți la episodul ăsta, ești un retardat, ce pot să zic mai mult? Păi, mei. Da, accept. La, ce dracu e chestia lol? Nu-mi foc acolo. Mă rog. Am aplicat în SFSI la Chalsa. Sper să mă accepte. Având în vedere ce aplicații are și câți membri sunt în facțiune, cred că ar trebui să mă accepte, zic eu. Acum ar fi ciudat să se uite la episodul ăsta, chiar dacă nu-i român, să se uite la episodul ăsta și totuși să înțeleagă ceva și să-mi dea reject doar că am zis chestia asta. Dar nu contează, ok? Chalsa, accept me in the faction if you see this video. Știu că am pus un video pe canalul meu pe privat cu o dovadă la ceva pe SFSI și probabil are canalul meu. Just accept me, please! Oh my god, ce retardat ăsta. Ok. Da, eu am aplicat acum la 4 noaptea. Sper să vadă aplicația. Bine, la, nu știu cum să vă zic, dar majoritatea tipilor care aplică în SFSI sunt plus de 10 ani. No offense, dar nu au cum să se prezinte, pur și simplu, deci era unul care, adică unul a aplicat și în română, știi, adică n-avea nicio treabă, facțiune de engleză, nu a aplicat în română, care e problema? Mă acceptă și cu, și cu româna, nu? Na, și a zis, întreba acolo în aplicație, de ce vrei să intri în fac... Ba nu, care e motivul... Adică de ce porți facțiunile precedente, știi, a întrebat în engleză. Și zice, nu am avut facțiuni precedente, dar voi fi... Da, așa, în română. Dar voi fi cel mai bun membru și o să stau 100 de zile în facțiunea asta. Sau ce era genul ăsta? De ce? Puteai să scrii, n-am avut nicio facțiune, măcar dacă scrii în română, știi? Sau mai era încă o facțiune, oricum, nu știu, frate. Și era o facțiune, adică zice acolo să te descrii în câteva rânduri. Da, unul cu durere în pulă. Salut tot în română, știi, majoritatea postează în română, că e server român și probabil unii nu citesc că trebuie să fie aplicațiile în engleză. Adică scrie acolo în primul rând, dacă vă uitați în SFSI, zice, aceasta este o facțiune engleză, de aceea aplicația trebuie să fie în engleză. Acum eu vă zic în română, dar normal acolo scrie în engleză, na. Ăla cu durere în pulă, da, o scris da la prima. Adică, o zis, ești conștient că aplicația trebuie să fie în limba engleză? Eu, da.
Și au scris în română, băi, frate, serios, acum, ce dracu e cu chestiile astea, serios, what the fuck is wrong with you guys? La, mă rog, eu am aplicat, eu sper să mă accepte și dacă mă acceptă, o să filmez din facțiune, vă dați seama că o să postez zilnic atunci. Da, am mai făcut niște bani, by the way, 427 de ca. O să postez, vă dați seama, mai des, pentru că atunci am facțiune, o să am chestii, bine, nu știu cum să mă descurc cu ambele. Adică eu mai am și niște treabă pe server la ce de făcut, dar nu-i bai, nu, precis, nu, să mă liniștiți, nu. Da, eu încă-s căsătorii cu Isle of Panda, what the fuck? Coai. By the way, am skill 4 fermier, hei, skills. Am skill 4 fermier, oh yeah, ce cute arată, 21 din 240. Vai, 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 ce frumos arată. Da, am fermier skill 4, detectiv skill 5. Da. Nu mai la astea două, adică detectivul doar cum vreau să dau find pe un prieten și fermierul când mai îmi trebuie ceva bani de buzunar, că eu primesc cam vreo 300 pe tură, fac 3 ture, am făcut 1000, gata, mi-am luat banii de buzunar, chiar dacă n-am nevoie de banii aia de buzunar în puii mei. Adică am bani și dacă am nevoie, ma, puii mei, pot să vând ceva. Dar nu cred că o să am nevoie de bani. Adică la cât de retardată sunt, probabil o să-mi cheltui toți banii pe amendă în facțiune, dar asta nu e nicio problemă, ok? Da, știu că am luat amenzi în facțiune de, cred că doar 500 că am dat doar pe amenzi direct, în facțiune așa în total. Coai, ce trist, bă. Ta, ok, mă rog, nu contează. Bu, 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 bu. E aici stand de filme. Oh, ce stand frumos de filme. Bă, facem niște fish? Dar cred că îmi trebuie licență de fish și nu am, este slash licenses. Licență de pescar, ba, o am. Hai să pescuim atunci. Cine ne oprește? By the way, am 10 grame de droguri, slash use drugs. E marijuana, cocaină. Marijuana. A consumat niște marijuana. Mama, am consumat marijuana, băiți. Am înțeles. Dăm pe spate ea, câte mai am. Unde-s drogurile? Unde-s drogurile? Stai, wait. Droguri 6. Doi cu marijuana. Doi, tată. Denumirea ta. Marijuana. Doi, tată. Doi cu capul înainte. Doamne, ce te-a dat scoie. Uite-te la mine. Ia să conduc acum, stai. Na. Da, i-am luat, adică a venit unul. Nu mai pot să intru în mașină, ești nebun. Stai așa. Slash fish. Hei. Eu sunt aici și ai prins un car. Așteaptă. Deci să vezi așa un drogat că pescuiește la 4 dimineața. What the fuck? What the fuck? Ai prins un lin. Am prins pe lin. Ce dracu, bă. Slash fishes. Ai 2 kg de pește. Prins un somn. Băi, când se duce efectul, frate? Bă, ce-am făcut, frate? Băi, coaie. Ce-am făcut? Gat, m-am drogat. Oh, a revenit. Așa am și viața full. Yay. Aveam hot dog lângă, puteam dracu să o strici. Hai, pot să intru mai... Băi, stai mă, ce dracu, coaie? Când ești drogat, aparent, poți să răstorni și o mașină? Hai, că trebuie să ducă. Dar nu tot nu mă lasă să intru în mașină. De ce? Nu te răsturna. Da, aparent trebuie să aștept, pentru că de ce nu? Am gândit și ei să facă jocul, frate. Hai să nu-i lăsăm pe aia care s-au drogat să intre în mașină, păi de ce nu? No, stai să așteptăm. Hai că se duce încet, încet. Până atunci, nici nu pot să urc pe clădiri? What the fuck? Bro! What? Tu vezi că nici nu mă lasă să urc pe clădiri? Ia, mi-a dispărut efectul. Acum pot? Nu puteam nici înainte. Ok. Am înțeles. Bă, dar încă nu mă lasă să intru în mașină. Îmi zice și mie cineva de ce? Bă, mă lasă să dau G, dar nu mă lasă să dau F. S-a buguit mașina? Ia să dau G. Nu merge F. Like, nu merge tasta F. What? Report. Stai așa. Slash helpers. Dar sta FK, frate. Bă... Nu-mi dau seama, nu merge tasta F. Like, nu merge tasta F. Adică de ce se întâmplă chestia asta?
Why it's happening to me, guys? Bă, mi s-a blocat. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Eu o să-mi închei pentru că e foarte târziu, noaptea mă culc. Am vrut doar să vă informez că o să am aplicat în SFSI și mâine s-ar putea să vedeți episodul din SFSI. Sper că vă rog și noi data viitoare. Salut!